Ca Biden. salvă te duc eu, Hai, pentru că du-mă. Joe Biden vorbește în aceste Dacă momente mă despre duci, mi-arăți schimbul de câinele. ostatici dintre Israel și Hamas. Îl ascultăm și vedem ce are de spus. Israeli, Palestinian, Arab grow up knowing only peace. That's what we do. We're waiting now. Just a matter of, I thought maybe even as soon as by the time I got here. But in the next hour or so, we'll know what the second wave of releases are. And I'm hopeful that is as we anticipate. So thank you all for listening. I'll take a few questions. Bun, deci spre final vorbește și despre un al doilea val, practic, de eliberare de ostatici. Cel de astăzi a avut deja loc. Ascultăm și întrebările și... Hostages are and when they'll be released, but we know the numbers well, they're going to be released. So it's my hope and expectation will be soon. And of the 10 Americans that are unaccounted for, do you know all of their conditions? Are they all alive? We don't know all their conditions. Bun, deci nu știm dacă sunt cu toții în viață, dacă vor fi eliberați cu toții, nu știm condițiile lor în momentul ăsta. I've encouraged the Prime Minister to to focus on trying to reduce the number of casualties while he is attempting to eliminate Hamas, which is a legitimate objective he has. That's a difficult task, and I don't know how long it will take. My expectation and hope is that as we move forward, the rest of the Arab world and the region is also evident că asta e partea dificilă, e partea de care dificilă despre care se vorbește încă de la începutul conflictului, cum să reușești să termin cu Hamasul fără să plătească și civili cu viețile lor, da? Asta e tema de problemă. Asta e una din teme. Cealaltă temă ar fi, nu e așa, Felix, aș merge un pic la Felix, ar fi statutul fâșiei Gaza după încheierea acestui conflict. Spania cum se nuanțează? Pentru că Sanchez a fost acolo. Da, Sanchez a fost acolo și așa cum obișnuiește în ultima vreme, lasă în urma lui o grămadă de scandal, tot timpul lasă sămânța scandalului. El a spus, a organizat o conferință de presă, o conferință, un discurs la Rafah, împreună cu premierul belgian și a spus că a venit momentul ca întreaga comunitate internațională să accepte ideea și să recunoască Palestina ca stat, lucru pe care Spania îl va face chiar și unilateral dacă alți parteneri europeni nu sunt dispuși să organizeze o astfel de recunoaștere oficială comună. E bineînțeles o declarație care a fost primită foarte foarte prost de oficialii izraelieni. Imediat au fost chemați la discuții ambasadorii spanioli și belgian în Israel și ministrul de externe, Eli Cohen, este cel care i-a convocat, da. Da, și ministerul de externe, de fapt Netanyahu l-a acuzat practic pe Sanchez că prin astfel de declarații sprijină terorismul, terorismul Hamas. Drept pentru care și Ministerul de Externe al Spaniei a spus că toate aceste declarații sunt false și nu este adevărat că Spania a condamnat într-adevăr masacrul din 7 octombrie, etc. Însă atitudinea Spaniei în acest conflict este oarecum frivolă. Sanchez are nevoie de o deviere a atenției de pe plan intern spre alte probleme externe, pentru că pe plan intern tocmai a pus mâna pe putere cu ajutorul separatiștilor catalani și basci, care deja discută despre cum vor putea gestiona ei impozitele, toate impozitele care vor fi adunate în regiune, despre declararea națiunii basce și națiunii catalane, lucruri care, bineînțeles, înfurie foarte mult opinia publică. Sunt proteste periodice în fața sediului Partidului Socialist din Spania și Pedro Sanchez, care până acum trebuie respectat faptul că este un adevărat animal politic care și-a mâncat toți adversarii până acum, a reușit să sară dintr-o barcă în alta foarte ușor. Acum se bagă practic într-un conflict internațional și provoacă un conflict diplomatic în care trage și Uniunea Europeană după el. Într-o poveste care, atenție, ceea ce spune Sanchez aici este practic, eu cred mai mult ce spun palestinienii decât ceea ce spune Israelul. Acuzația lui este foarte clară, că Israelul ar comite crime sau nu o zice foarte clar, dar în mod clar atitudinea sa este de a acuza Israelul. Felul în care s-a purtat la întâlnirea cu Netanyahu a fost foarte rece și cu atitudine
incriminatorie, iar cu Mahmoud Abbas s-a ținut de mâini cu el și a arătat mult mai multă apreciere pentru el. E fără îndoială o schimbare de atitudine care poate marca, să spunem, coeziunea europeană, care până acum era pro-Israel și ajuta Israelul. Pentru că în spatele acestui conflict din Orientul Mijlociu, să nu uităm, nu este doar Israel și Palestina. Sunt multe alte state care au urmăresc alte scopuri în Europa. Bine, să rememorăm un pic înainte de discursul lui Biden, cum a arătat situația și ce l-a făcut să iasă la declarații. Începuse în Israel, în sfârșit, schimbul de prizonieri. Era vorba de 13 ostatici israelini și 12 tailandezi care au fost predați Crucii Roșii din Egipt, așa cum anunțase CNN. Ei sunt acum în Egipt și vor fi predați armatei Israelului în orele următoare. Restul ostaticilor vor fi eliberați în grupuri în fiecare zi din cele 4 zile de armistițiu. Israelienii vor elibera în schimb 150 de prizonieri palestinieni, mai puțin pe cei condamnați pentru crimă. În același timp, 4 cisterne de combustibil au ajuns în sudul fâșiei Gaza ca parte a acordului dintre Israel și Hamas. Deși armistițiul nu a fost declarat oficial, eliberarea primilor ostatici e un semn că a început. It's a nightmare to wait. We already waited 48 days and we are going to keep wait and we don't know how much. But I'm also hopeful that that deal will be the start of something bigger. Yeah. Și să reamintim și ce a spus Joe Biden în această seară în fața jurnaliștilor. În momentul în care a fost întrebat care este starea ostaticilor de acolo, a spus foarte clar: nu știm care este aceasta, nu știm câți vor fi eliberați, însă ceea ce știm este că așteptăm un nou val de eliberare, de schimb al ostaticilor și atunci, din nou, nu avem o dată exactă când se va întâmpla, dar știm că se va întâmpla. A avut un discurs foarte scurt, dar precis, cu lucruri clare și o promisiune mai degrabă. Îi vom întoarce acasă pe cei care au fost luați ostatici. Aș discuta cu domnul Crăciun în continuare, cu domnul profesor. Asta cu ostaticii, până la urmă, într-un fel sau altul, va fi rezolvată. E o treabă ceva mai simplă. Problema este ce se va alege de Gaza după încheierea acestui conflict. Pentru că, vedem, sunt tot felul de propuneri de soluții. Da? Să rămână sub administrare, să fie o țară independentă. Vedem că Eli Cohen i-a chemat pe cei doi ambasadori ai Spaniei și ai Belgia pentru că au propus, au mers pe ideea asta. Cam cum, cât de... A mers pe o idee clară că există statul, au recunoscut exact, practic exact, da. Statul palestinian. Nu mai vorbim de două state sau că mergem pe premisa celor două state, ci au spus-o foarte clar și tăios. Ceea ce nu s-a mai întâmplat. Bun. În continuare, în Ucraina se moare mai mult decât în Israel și în Palestina. De aproape 2 ani. Da, și sunt cel mai fericit om de pe pământ că a izbucnit acest conflict sau un nou episod al conflictului este Vladimir Putin, pentru că noi nu mai vorbim despre războiul lui de agresiune împotriva Ucrainei, vorbim despre situația din Israel și Palestina, cum e normal să vorbim. Acestea fiind spuse, soluția... uneori ai senzația că va fi un conflict care va dura la nesfârșit. Pentru că nu avem condițiile politice pentru pacificare. Și care au fost condițiile politice nu pentru pacificare, ci pentru o relativă deschidere. Sfârșitul războiului rece, acordurile de la Oslo au profitat de căderea Uniunii Sovietice, așa, de reconfigurările geopolitice și atunci a apărut o fereastră de oportunitate, cum se spune. Și am avut și norocul că în Israel erau politicieni care vreau mai mult pacea decât conflictul. Acum Israelul este condus de partide și lideri care vor mai mult conflictul decât pacea. Vor răzbunare, au spus-o de nenumărate ori. Nu, vor conflict. Vor conflict pentru că conflictul este o parte componentă importantă a propriului proiect politic și a motivului pentru care guvernează și rămân la guvernare. Nu uitați că în Israel, înainte de acest atac al Hamasului, a avut sute de mii de cetățeni în stradă timp de multe luni și soarta... Împotriva lui Benjamin Netanyahu, ca da, să spunem. Da, da. Iar pentru Netanyahu este ieșirea perfectă din această criză, pentru că, iată, trebuie să joace
rolul de apărător al națiunii, în timp ce societatea este divizată, complet divizată în jurul acestei guvernări și în special a figurii acestui premier. Și în partea cealaltă, din păcate, persoanele și grupurile care vroiau mai mult pacea decât conflictul, și aici mă refer la generația Arafat, mișcarea Fatah, au pierdut cel puțin în Gaza în detrimentul Hamasului, care este o mișcare politică radicală, radicală, inclusiv cu componentă religioasă, care dorește distrugerea statului Israel. În timp ce Fatahul nu dorește asta și este relativ secular. Deci în acest conflict, cred că trebuie să-i căutăm pe cei care vor mai mult pacea în defavoarea conflictului și să-i susținem. Asta înseamnă opoziția din Israel și autoritatea palestiniană, care este singura noastră alternativă la Hamas. Hamas în Gaza ține loc și de armată, și de guvern, și de corporație, și de tot. Partea militară e complicată, într-adevăr, dar de îndată ce Hamasul va fi, să spunem, temporar eliminat sau limitat ca rază de acțiune, singura noastră șansă în acest moment, pe termen scurt și mediu, este ca autoritatea palestiniană să recâștige controlul asupra Gazei și acolo să înceapă un proces de normalizare care duce la ce? La crearea unei autorități viabile. Nu spun stat, pentru că chiar în acordurile de la Oslo, autoritatea palestiniană avea doar anumite elemente care țin de suveranitate. De fapt, foarte puține, pentru că chestiunile fundamentale țineau în continuare de Israel. Deci, principala problemă acum este cum creăm sau cum susținem crearea unei autorități politice efective în Gaza, așa cum există totuși în Cisjordania, există, și cum această structură politică va reuși să intre într-o relație de colaborare cu un guvern israelian de dreapta, care este radical în toate sensurile posibil și nu vrea să cedeze. De exemplu, nu vrea să cedeze sau să înceteze cu colonizarea forțată în Cisjordania, care este un subiect foarte dificil și pentru care nu există nicio scuză. Adică nici măcar Statele Unite ale Americii nu consideră acest lucru legitim și cu toate acestea, coloniștii continuă să forțeze palestinienii să plece, pentru că vor să le ia locul, să le ia pământul. Și asta, aici aș spune că poziția premierului spaniol începe să aibă mai mult sens, pentru că trebuie să se semnaleze Israelului că nu există o susținere necondiționată, o solidaritate necondiționată pentru Israel în virtutea unei, să spunem, unei nedreptăți majore istorice care s-a făcut poporului israelian și negând faptul că este atacat, bun, este atacat, dar trebuie să vedem ce face și Israelul. Solidaritatea și susținerea pentru Israel trebuie să fie condiționată de intrarea Israelului pe o cale a cooperării, nu a conflictului. În timp ce vorbim, chiar apar și date noi, cifre noi, vedem că Qatarul a anunțat că 39 de femei au fost și de copii au fost eliberați din închisorile din Israel. Și aș vrea să discut lucrurile astea și cu Marcela, pentru că pare un pas strategic mai degrabă această eliberare, pentru că au eliberat doar femei și copii, nici de cum bărbați din închisori care ar fi putut cu ușurință să se infiltreze sau să devină o hrană pentru militarii, pentru da, noi soldați, pentru Hamas, sigur. Da, acum termenii înțelegerilor între cele două părți nu sunt neapărat foarte bine cunoscuți, dar vreau să-ți atrag atenția că în toată povestea asta Hamas reușește să-și asume cumva rolul cel bun. Adică suntem concentrați acum pe faptul că, uite, negociază, uite, are grijă de populație pentru că a reușit să obțină încetarea focului prin eliberarea unora dintre ostate și eventual cei mai fragili dintre ei. Și lumea uită oroile care s-au întâmplat pe 7 octombrie în Israel. Pe de altă parte, Israelul, sigur, nu trebuie să uităm nici faptul că ostaticii pe care are Hamas, pe care îi eliberează acum, sunt persoane nevinovate, copii, femei, bătrâni, în fine, oameni care n-au făcut nimic, în timp ce cei care sunt eliberați de către Israel sunt persoane care sunt acuzate de lucruri clare, inclusiv minorii.
Deci inclusiv cei care au mai puțin de 18 ani n-au fost, n-au ajuns până la crimă, deci aceia nu sunt încă eliberați, dar sunt totuși persoane care au atacat militari, care au atacat populație civilă, chiar dacă cu arme, cu arme albe. Deci modul în care este judecată situația în opinia publică mondială mi se pare că e foarte bieze, spun francezii, adică puțin falsificată. Și suntem luați de valul la ceea ce se întâmplă într-un anumit moment, acum, și uităm care este esența problemelor. În orice caz, mă cer toate declarațiile pe care le-am auzit, cel puțin din partea purtătorilor de cuvânt ai armatei astăzi. Ei spun foarte clar că vor merge în continuare până la eliminarea completă a Hamasului, deci faptul că se eliberează niște ostatici acum nu schimbă cu nimic ținta pe care o are Israel, și anume eliminarea completă a Hamasului. Problema este că Hamas are această ticăloșie să prelungească tortura familiilor care își așteaptă ostaticii, eliberând încet, încet, obținând timp, câștigând timp, fără să știm exact ce se va întâmpla în aceste zile, dacă vor reuși să se exfiltreze chiar pe ei, pentru că asta pare să fie în spatele manevrei. E un fel de tortură morală și la adresa tuturor, toată lumea e cu ochii pe ce se întâmplă acolo, se gândește la, la modul în care au fost luați captivi și la ce s-a întâmplat cu acești ostatici în toată această perioadă, dar mai ales pentru familii care nu știu cine va fi eliberat, va fi eliberat, e pe listă, nu e pe listă, mai trăiește, nu mai trăiește. Deci o tortură dozată cu foarte multă parșivenie, ca să spun așa. Felix, înțeleg că în Spania se mișcă lucrurile, adică ei se poziționează, așa cum spuneai, față de, de rezolvarea conflictului, apropo, în acel stat palestinian. Pe de o parte înțeleg de ce, dacă și Turcia s-a nuanțat într-o anumită direcție. Știu că Turcia își propune să construiască niște submarine, da, în cooperare cu Spania, apropo, da, o cooperare militară absolut fantastică. Dar spune-ne ce se, ce se mișcă, cum se mișcă lucrurile acum în Spania. O poziționare pro-Palestina, doar ca o completare. Da, este o, există două tabere. Da? Spania este o țară care a trecut printr-un război civil, iar rana, să spunem, de acum aproape 100 de ani nu s-a, nu s-a vindecat. Acele tabere rămân confruntate pe undeva, mai mult sau mai puțin. Nu la fel de, de fioros ca acum, ca în 1933, dar în politica spaniolă va exista întotdeauna în Spania acea dreaptă care a câștigat războiul și acea stângă care nu a câștigat războiul și tot timpul va ataca dreapta pe, pe, pe acest criteriu. Și în acest moment stânga și extrema stângă din Spania se aliniază cu sprijinirea Palestinei. Nu se aliniază în mod oficial cu Hamas sau cu terorismul, dar spun, critică Israelul pentru intervenția militară din, din fâșia Gaza și fac tot felul de declarații. Au mai fost câteva declarații recente cu privire la aducerea lui Netanyahu în fața Tribunalului Drepturilor Omului ca, în calitate de criminal de război. Reacții au fost și de la ambasada Israelului, iar un hotel din Barcelona a fost invadat de niște protestatari pro-Palestina în urmă cu o lună. Iar acum, tocmai astăzi, primăria din Barcelona a aprobat o, o decizie prin care suspendă, întrerupe temporar relațiile cu Israelul din cauza intervenției militare primăria din fâșia Gaza. Am înțeles corect, da? Primăria din Barcelona întrerupe relațiile. Primăria din Barcelona, care nu are nicio reprezentanță, nicio reprezentativitate la nivel diplomatic și cere, bineînțeles, guvernul Spaniei să întrerupe relațiile cu Israelul. Sunt lucruri care sunt declarații făcute din, din fruntea unor instituții publice, pe bani publici, da? Știind foarte bine că nu toți cetățenii sau locuitorii acelui oraș sunt de acord cu asta. Dar evident, politicienii spanioli au plăcerea asta de a, de a pune benzină pe foc, în special în astfel de situații, și ei au pasiunea asta de a se implica în orice conflict, oriunde ar fi. Chiar la un moment dat exista un, un,
un sistem de justiție universală, adică oricine din orice punct de pe planetă putea să vină să-l dea în judecată pe un dictator din Africa. Și premierul chinez avea la un moment dat un proces pentru încălcarea drepturilor cetățenilor din Tibet. A fost anulată, bineînțeles, această prerogativă a justiției spaniole, pentru că tocmai urma să vină un oficial chinez la Madrid ca să aducă bani pentru datoria publică și ar fi trebuit să fie arestat, nu? Deci când e vorba de bani se ajunge la o înțelegere, dar în cazul de față este la unde vreau să ajung este faptul că Europa și Uniunea Europeană ar trebui să fie un reper de echilibru și de echidistanță în acest conflict, adică în mod clar este un război, sunt victime în ambele părți, sunt motive justificate pentru ambii combatanți, să spunem, ca să critice pe celălalt, dar noi în Europa trebuie să încercăm să fim mai reci și să privim lucrurile de la distanță, să analizăm lucrurile, să nu ne lăsăm atrași în asta. Felix, ce cuvinte folosești toată criza asta cu gaze, exact. Că după ce ne-am zbătut despre să fim mai reci, lasă să fim mai calzi.